Ați vorbit un pic despre moldoveni și limba moldovenească, cum a fost impusă. Aceasta mai continuă să existe acum? Cu părere de rău, continuă să existe, mai ales în regiunea Odessa. Bine, se susține că limba moldovenească ar fi altă limbă decât cea română. Academia de Știință a Republicii Moldova a spus clar că limba de stat în Republica Moldova este limba română, deci urma numai să fie adoptată prin Parlament, prin lege. Științific este dovedit acest lucru. Dacă ar dori acei care susțin de la Kiev că limba moldovenească e alta decât cea română, e destul să facă o interpelare la Catedra de Română a Universității Taras Șevcencu din Kiev, o adresare către această catedră de a primi o notă științifică care este diferența, bagajul lingvistic, gramatica dintre limba română și moldovenească. Și eu sunt convins că niciun om de știință de la această catedră nu va spune că acestea sunt două limbi diferite. Poate să fie un motiv meschin de a ține aceste două minorități aparte, moldoveni și români, la recensământ, de exemplu? Noi credem că acest lucru se face artificial pentru a împărți în românii și moldovenii în două etnii diferite. În momentul când românii și moldovenii din Ucraina vor fi recunoscuți ca o singură etnie, ea va ținea al treilea loc ca populație în Ucraina. Probabil că acest lucru cuiva încă nu este convenabil. Într-un stat pro-european, cum este Ucraina și care caută să adere la Uniunea Europeană, limbile minorităților naționale ar urma să fie mult mai stimate. Vrem să ne cunoaștem limba, copiii să ne cunoască limba, să studiem, să păstrăm tradițiile, cultura. Și pentru aceasta nu trebuie multe legi speciale pentru minoritățile naționale. Noi înțelegem relațiile dintre Ucraina și Rusia, că e clar că Rusia este un stat care agresează Ucraina la ora actuală. Dacă prin lege etnia română din Ucraina ar fi recunoscută ca popor autohton, ca etnie autohtonă, noi deja ne-am aflat sub incidența altei legi a popoarelor, a etniilor autohtone. Și acolo avem dreptul și ni se asigură de stat școala în limba română, studii în limba română. Nu ne dorim altceva.